Cum îți pregătești mașina pentru un copil? Urmează destul de curând să fiu tătic. O să am o fetiță. Am mai făcut eu niște mențiuni indirecte, așa, dar acum deja a sosit clipa să discut un pic mai în detaliu despre acest subiect în materie de auto, adică să legăm de subiectul auto. Multe mașini, în special, adică cam toate mașinile noi, vin cu un sistem ISOFIX despre care nu o să discutăm astăzi. O să cumpăr un scaun pe care o să-l punem și în această mașină, și în Subaru, și în BMW. O să vă arăt cum se fixează, ce presupune, cum se pune corect și așa mai departe. Vreau să fac acest episod pentru cei care urmează să fie părinți, fie că e vorba de șoferițe sau de șoferi. Câteva lucruri la care m-am gândit că ar fi utile, benefice pentru viitoarea familie. Așa că să-i dăm drumul. Modul în care ar trebui să fie o mașină pusă la punct, în ghilimele, înainte de a avea un copil, sunt următoarele. Odată că trebuie scaunul ISOFIX, care este obligatoriu pentru a transporta un copil chiar până la vârsta de 12 ani, el după 12 ani poate să stea în față, într-un scaun obișnuit sau inclusiv în spate. Mulți nu știu asta, dar copilul, chiar dacă are 7-8 ani, nu ar trebui să stea într-un scaun normal, adică fără un scaun special pentru el, pentru că el are corpul mai firav și în cazul unui impact poate fi mai nasol. Plus că de multe ori copiii în spate nu prea poartă centura. Și atunci trebuie să stai într-un scaun special. Deci primul lucru pe care trebuie să-l pregătești este scaunul și este destul de simplu și evident. 2. Când copilul este foarte mic, este nou născut, e mai sensibil, e la început, nu vrei să se îmbolnăvească, nu vrei să răcească, nu vrei să fie supus, nu știu, să fie expus la anumite bacterii. Recomand cu căldură să faci un detailing în interior împreună cu o dezinfectare pe care asta o vei face tu. Nu o să chem deratizarea pentru asta. Vei face un detailing, mașina, uite, de exemplu, mașina asta este foarte murdară. Așa am cumpărat-o și sincer nu prea am de gând să merg cu copilul cu această mașină, cu Hyundai Sonata. O să-mi doresc să merg mai mult fie cu mașina iubitei, fie cu cealaltă, cu Subaru Impreza, care arată mult mai bine, mă pot baza pe ea. O să-i fac un detailing interior și la mașina mea și la mașina iubitei și o să o și dezinfectăm. În sensul că iau niște șervețele dezinfectante și în toată mașina peste tot o să dau peste tot să mă asigur că va fi dezinfectată, curată, fără bacterii, fără nimic dăunător. Fără praf. Ce așa mai, am praf pe bord, n-am ocupat de mașina asta, absolut. Am praf pe bord, nu trebuie să fie mizerie când transport un copil. Nu este igienic, nu este sănătos. Pe locul 5, după cum spuneam, ISOFIX-ul. Pe locul 4, un detailing interior, o curățare completă profesională, plus o dezinfectare pe care o vei face tu manual, dacă ți-a sănătatea ta și a copiilor sau a copilului tău. Apoi, aș face o igienizare la sistemul de aer condiționat. La aerul condiționat se formează pe instalație în permanență bacterii, la orice instalație de aer condiționat, inclusiv la mașină. Am făcut un clip acum ceva timp, cum faci o igienizare. Practic ai nevoie de un produs care omoară bacterii de pe instalație, se introduce în ventilator, se înlocuiește filtrul de habitacru, filtrul de polen și se face recirculare, mă rog, depinde de cum i-am plasat filtrul de polen, pentru că acolo, chiar acolo se află ventilatorul în spatele filtrului de polen. La unele mașini este în dreapta la pasager, la unele mașini precum la Ford este sub pedala de accelerație, da, foarte stupid. La alte mașini este, cum e la BMW 90, e în față cum ridici capota. La alte mașini trebuie să desfaci acolo, e un compartiment special tot așa când ridici capota. Trebuie să demontezi 2-3 plastice și acolo vei avea acces la filtru. Deci
Igienizarea ajută să elimini toate bacteriile pentru o perioadă limitată, ce-i drept, ele vor reapărea, e ca mâncarea care se strică în frigider, faci curat tot și după o perioadă de timp iar apar bacterii, iar apar mirosuri, iar trebuie curățat, dezinfectat, dezghețat și așa mai departe. Deci asta e o treabă care, din punctul meu de vedere, trebuie făcută anual. Nu costă foarte mult, poți să o faci de unul singur. Eu am făcut o igienizare basic cu un produs basic dintr-un supermarket, un produs de bază care a fost 25-30 de lei. Am schimbat filtrul de habitaclu, care ăsta este următorul punct. Să schimbăm filtrul de habitaclu și să punem unul cu carbon activ sau chiar unul antibacterian, care este cel mai scump teoretic. Nu o să te protejeze de super virus, dar are niște fibre care împiedică aceste bacterii sau acești virus să pătrundă în habitaclu. Deci o parte din ei sunt stopați și e o barieră în plus, o barieră de protecție pentru tine și pentru copil, ceea ce ajută. Deși mașina să fie în stare tehnică bună, pentru că vei pleca cu copilul în stânga, în dreapta și nu vrei să rămâi fără aer condiționat când copilul e în spate pe timp de vară, sunt 40 de grade, e nasol. Nu vrei să te duci undeva, poate frig afară, să te lase mașina în stradă pentru că o să fii cu copilul mic după tine. Deci mașina trebuie să fie în stare tehnică bună. Dacă ai o mașină, nu știu, de 500 de euro, de 1000 de euro, de 2000 de euro, cu care te deplasezi de stânga în dreapta să-ți faci treaba, dacă te lasă mașina, nu știu, și nu-ți pasă atât de mult, ești doar tu și poți să o repari, poți să o lași acolo, poți să suni un prieten, nu e un capăt de țară, dar cu un copil mic e mai nasol. Mașina ar trebui, cum să zic, în mod obișnuit, standard, ar trebui ca mașinile să corespundă perfect din punct de vedere tehnic, dar atât ce vine un copil ar trebui ca acest lucru să fie deja o prioritate, nu să fie ceva, las că merge și așa, să fie o prioritate. Știu că nu, poate toată lumea își permite să facă treaba asta, dar e ceea ce eu aș face. Eu, toate sfaturile pe care vi le dau acum, sunt lucruri pe care eu o să le fac și pe care le-aș face pentru copilul meu, pentru sănătatea mea, pentru sănătatea copilului. Apoi, alt lucru pe care l-aș face este să pun niște geamuri fumurii dacă mașina nu are deja. De ce? Pentru că, după cum puteți vedea, la mașina aceasta sunt și geamuri fumurii în spate. Am pus opacitate 95%, plus care are și o perdeluță cu care vine din fabrică. Asta este o opțiune care vine de obicei la mașini un pic mai scumpe și de la clasa medie în sus. De la seria 5, de la Sonata, de la Passat, mașini un pic mai mari au aceste opțiuni, fie că sunt manuale, electrice, automate. Seria 7, de exemplu, are pe toate geamurile din spate, are și pe cel mic și pe cel de spate și pe lunetă și sunt acționate electric. Motivul pentru care spun că e important să ai niște geamuri fumurii și, să ai un pic de umbră în spate, este că s-ar putea să fii la un drum lung și s-ar putea să-l bată soarele în cap, să-l deranjeze, să nu-i placă, să țipe, să fie cald și așa mai departe. Niște geamuri fumurii ajută chiar la reținerea razelor solare, le mai reduce din intensitate și dacă te uiți dinăuntru către stradă, totuși se vede destul de bine, adică nu o să-l deranjeze absolut deloc pe copil, e ca și când ar purta niște ochelari de soare. De când mi-am pus pentru prima dată folii pe Audi A3, pe prima mașină, pe absolut toate mașinile pe care le-am avut, pe care le voi avea, îmi voi pune folii pe geamuri, pentru că ajută să rețină razele, mai puțină lumină, nu turbește lumea în trafic seara și ai și mai multă intimitate, pentru că poți să-ți lași lucruri în spate, în spatele tetierelor, pentru că nu se va mai vedea absolut nimic. Deci e ceva ce urăsc oricum, nu numai pentru, să zicem, pentru protecția copilului, pentru confortul copilului, că asta e o chestie care duce la un confort pentru copil și nu costă foarte mult, 200-300 de lei, niște folii în spate pentru cam orice mașină, calitate medie, dacă vrei ceva mai scump, sunt și alte firme precum Lumar, Premium, sau poți să ionizezi geamurile, sunt mașini care vin cu ele cu privacy glass din fabrică și bine, nu sunt 95%, sunt, nu știu, 30, 40, 50, nu știu, fiecare producător are procentul lui, dar e ceva ce eu aș face la mașină pentru confortul copilului. Desigur, ideal ar fi să ai un portbagaj mai mare și o mașină mai spațioasă, pentru că o să ai tot felul de jucării, nebunii, cărucior, toate nebunile pentru copil.
Să fiu sincer, încă nu am achiziționat nici măcar căruciori, absolut nimic. Încă nu am făcut acest pas, urmează luna aceasta, dar mi-am făcut o listă cu cum ar trebui să pregătim mașina pentru atunci când vine un copil. Și cam astea ar fi lucrurile la care m-am gândit și care sunt cât de cât evidente, mai ales să ții mașina tare tehnică bună, să fie o mașină spațioasă, să ții un scaun ISOFIX special și na, să ai mașina bine pusă la punct. Pe lângă igienizare, curățare, dezinfectare și desigur ar trebui să ai mereu la tine o pătură, Pampers, șervețele umede și alte lucruri de care poate ai nevoie în mod spontan. Aștept mai jos părerile voastre, dacă sunt mămici, tătici, au experiență mai multă decât mine, eu sunt la început de drum. Astea sunt doar niște idei, sper să vă fie de folos, sper să vă placă. O să mai fac probabil un update în momentul în care o să fac și niște demonstrații cu scaunul și poate o să facem și un clipuleț împreună cu micuța când o să vină. Da, și cam asta este. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.